În ultimele luni, care a fost schimbarea mică ce ți-a adus un impact major sau rezultate mari? Te salut, wise leaderule. luni și altă spunem la întrebarea strategică. Pentru a identifica schimbarea mică care a avut un impact major în businessul tău, analizează cu atenție datele și performanța afacerii tale. Cum poți face asta? Analizează datele din ultimul timp. Verifică performanța și dacă există o tendință anume sau o schimbare notabilă în echipă. Identifică orice schimbări recente. Gândește-te la orice schimbări recente pe care le-ai făcut, precum o campanie publicitară nouă sau o schimbare în procesul de producție. Pune întrebări echipei tale. Discută cu oamenii tăi și roagă-i să-ți spună dacă au observat vreo schimbare sau tendință notabilă în business în ultimul timp. Adună toate aceste informații, analizează-le și identifică schimbarea mică care a avut un impact major în businessul tău. Ce-ți doresc este să ai o săptămână productivă și decizii wise. Și nu uita! Schimbă perspectiva, schimbă acțiunea, schimbă rezultatul.